Stai un pic. Stai că mai avem întârziați. Curaj, curaj. Poți să lași cecuța acolo. Pe canapea. Da. Susținătoarea mea din tâi. Cea din urmă, da, cea. Ok, da. Ce frumos, ce frumos să fim atâți aici. E prima oară când suntem chiar atât de mulți acum. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Numele meu este Serena, mă ocup de cursurile medicale și congresele medicale din cadrul GR Estetica și Ital Trade. Nu o să vă plictisesc, o să vă fac o scurtă introducere despre firmă și despre brandul pentru care suntem astăzi aici, și anume Hyalual. Cine suntem? Pentru cei ce nu ne cunosc sau nu ne-au văzut de mult, le reamintim că suntem printre distribuitorii de top, putem spune, în materie de dispozitive medicale, dermatocosmetice, aparatură medicală, tot ce aveți nevoie într-un cabinet de chirurgie plastică, de dermatologie, în special de chirurgie estetică. Am început încă din 1994 și acesta este sediul nostru central. Cum spuneam, avem 30 de ani de succes pe piață, la momentul actual peste 50 de angajați și de colaboratori, cu un portofoliu de peste 2000 de medici mulțumiți, zicem noi. Și ei. Ok, istoria noastră. Ei bine, firma a început cu cei doi antreprenori care încă din 94 au adus printre primele implanturi siliconice pe piață. Pe lângă asta au adus și primele filere pe bază de acid hialuronic, cum ar fi Q-Med la vremea aceea, Galderma acum, și de Botox. Deci Au adus chirurgia estetică în România, putem spune. Compania s-a extins într-un ritm constant și la momentul actual avem acest portofoliu foarte, foarte mare. În anul 2000, GR Estetica și-a deschis filiala și în Republica Moldova, și anume în Chișinău, unde suntem tot așa distribuitori de dermatocosmetici, aparatură și așa mai departe pentru chirurgie plastică și estetică, și de asemenea organizăm cursuri și congrese medicale ca și aici. Cum suntem și astăzi aici, organizăm aproape în fiecare weekend, chiar și în timpul săptămânii, acum facem și workshop-uri. Vă așteptăm și la următoarele, după cum puteți vedea, calendarul nostru este destul de plin, dacă nu avem în fiecare weekend, că poate este vreun alt congres medical. La noi sunt cursuri non-stop, cum ar fi cel de astăzi. Weekendul viitor avem o conferință internațională la Ramada pe un alt brand de mezoterapie, peeling-uri și așa mai departe, unde vă așteptăm cu drag. Ulterior vom avea alte cursuri pe chirurgie, pe acid hialuronic și așa mai departe. Suntem prezenți la toate congresele medicale din România, cele mai mari și chiar și organizate de noi, cum este acesta, cum va fi și cel de weekendul viitor, cel de estetică, chiar și de estetică intimă. De asemenea, mergem și noi cu medici în afară la cursuri sau la vizite, cum ar fi aici la fabrica de acid hialuronic și așa mai departe. Deci organizăm multe, multe, multe.
În portofoliul nostru, în momentul actual, sunt peste 700 de produse care se pot găsi pe site-urile noastre, cum ar fi facebodyluis.ro sau acidulhyaluronic.ro, dar și prin intermediul, pot fi achiziționate prin intermediul colegilor noștri din țară, Daniela, Sorin și Robert pe București și în Constanța, în zona Constanța este Mariana, Cluj, Marcel și Brașov, Remus. Prin ei puteți să beneficiați de oferte mult mai, mult mai avantajoase decât cele găsite pe site-urile noastre. La comenzi mai mari și așa mai departe. Parteneriatul nostru cu brandul acesta de acid hialuronic Hyalual a început cam de un an jumate, aproape doi, însă astăzi suntem aici pentru lansarea Electri. Este un produs din gama Hyalual. Aceștia au o gamă pe bază de acid hialuronic și acid succinic, o să vedeți ulterior. Însă, în momentul actual, au distribuitori în peste 60 de țări, cum suntem și noi. Produc peste 300.000 de dispozitive medicale, formate din cele 7 produse pe care le au, și peste 90.000 de produse cosmetice, serumuri, creme profesionale și așa mai departe, cu peste 35.000 de dermatologi și chirurgi în portofoliu. Sunt și ei prezenți la congresele internaționale, cum ar fi IMCAS, Monte Carlo, Cosmoprof și așa mai departe. V-am spus că nu o să vă plictisez mult, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. O să invit pe doamna doctor Mihaela, ne va face o prezentare pe tehnica de lifting cu Xellariderm din produsele Hyalual. Ulterior va fi domnul doctor Marco, va face prezentarea strict pe zona perioculară cu acest produs electric. Vom avea două paciente la practică sus, vor fi difuzate pe acest ecran, veți vedea live, puteți pune întrebări. După aceea vom avea o scurtă pauză, mai scurtă decât scrie aici, de cafea și vom face și partea de gât și de decolteu, tot așa, cu teorie și practică. Și după aia vom vă da diplomele. Vă mulțumesc! Așa. Păi așa. Bună ziua tuturor! Numele meu este Mihaela Antohe, sunt medic specialist dermatolog și membru a echipei Hyalual și am mare bucurie să vă prezint astăzi un subiect foarte interesant și anume redermalizarea cu acid succinic și acid hialuronic. Este un concept inovator, poate ați mai auzit despre acest subiect și la alte prezentări. Putem vorbi astfel despre o nouă era a rejuvenării cutanate. Cu toții cunoaștem efectele benefice ale acidului hialuronic în ceea ce privește terapia anti-age, dar poate nu ne este pe deplin cunoscut faptul că acidul hialuronic acționează diferit la nivel molecular și anume acidul hialuronic cu greutate moleculară mică are un efect de a activa mediatorii proinflamatori spre deosebire de acidul hialuronic cu greutate moleculară mare care reduce efectele, reacțiile inflamatorii. Astăzi vorbim în mod deosebit despre gama, adică eu în mod deosebit despre gama Xellariderm, care conține, care este un biorevitalizator injectabil cu greutate, cu acid hialuronic cu greutate moleculară mare, spre deosebire de biorevitalizatorii cu acid, acid hialuronic cu greutate moleculară mică și medie. Acesta își păstrează volumul la locul de injectare. S-a demonstrat că acidul hialuronic cu greutate moleculară mică însă ajunge în sânge și se dizolvă în 1-2 minute. Pe lângă acid hialuronic, gama Xellariderm conține acid succinic. Despre acest ingredient s-au făcut foarte multe studii în ultimii ani și s-a observat că deține foarte multe efecte benefice în terapia anti-age. Deține roluri cheie la nivel molecular și anume
activează metabolismul celular, are un impact important asupra fibroblastelor și asupra mitocondriei, crește microcirculația și astfel aceste efecte duc în timp la rezultate frumoase la nivelul pielii și anume stimularea proceselor de reparare, reîntinerire, creșterea elasticității, conferă un efect de lifting semnificativ, scade adâncimea ridurilor, crește oxigenarea și, nu în ultimul rând, îmbunătățește culoarea pielii datorită stimulării microcirculației. Acidul succinic mai deține un rol important și anume de a inhiba metaloproteinazele matriciale de tip 2 și 9, care distrug elastina și colagenul de la nivelul pielii și care duc în timp la, bineînțeles, reducerea elasticității pielii, apariția timpurie a ridurilor și, nu în ultimul rând, cedarea structurii membranei bazale. S-a observat că prin injectarea de Xelarederm, această combinație de acid succinic și acid hialuronic, se obține o îmbunătățire arhitectonică celulare. Asta se întâmplă din mai multe aspecte, și anume remodelarea peretelui vascular, prin creșterea densității microvasculare și de asemenea diametrelor vaselor, ceea ce duce în timp la o îmbunătățire a trofismului și oxigenării pielii. Comparativ cu acidul hialuronic simplu, respectiv acidul succinic simplu injectat la nivel cutanat. Așa cum spuneam, această combinație duce la o creștere a suprafeței rețelei microvasculare cu normalizarea tonusului microvascular și reducerea rigidității capilare, ducând la o creștere a atrofismului și oxigenării pielii, precum și optimizarea proceselor de regenerare. Aici se repetă informația. Concentrația de acid succinic este de 1,6%. Studiile ne arată că prezența receptorului acidului succinic se regăsește la nivelul celor mezenchimale și studiile ne arată de asemenea că se asociază cu stimulare a acestor celule și o proliferare cu creșterea producției factorilor de creștere a citochinelor, ceea ce duce la creșterea mecanismelor de vindecare, reînnoire și repararea pielii. S-a observat prezența acestor receptori la nivelul fibroblastelor, dar și la nivelul macrofagelor, cu efecte pe care le vom vedea ulterior. La nivelul fibroblastelor s-au făcut studii pe culturi celulare și s-a observat o creștere mai importantă, un efect stimulator mai pronunțat atunci când la nivelul fibroblastelor atunci când se adaugă la cultură această combinație Xelarederm spre deosebire de acid hialuronic simplu. De asemenea, se observă o creștere a aminoacizilor liberi, care reprezintă cei mai importanți pentru sinteza țesutului conjunctiv și a colagenului. Nu insist foarte mult pe toate aceste detalii. Bineînțeles, duce astfel la o creștere a sintezei, această proliferare a fibroblastelor duce, așa cum spunea, la o creștere a sintezei colagenului de către fibroblaste prin stimularea acestui receptor. La nivelul macrofagelor se întâmplă un proces de schimbarea fenotipului din cel proinflamator, macrofagele de tip 1 virează în macrofage de tip 2, fenotipul antiinflamator, care sunt principalii producători de factori de creștere endogen și de asemenea producători de citochine antiinflamatorii. Așadar, această combinație unică, Xelarederm, are un impact important asupra polarizării macrofagelor cu stimularea fiziologică a producției de factori de creștere endogeni. Un lucru important de amintit, încă din facultate am învățat că acidul succinic face parte din ciclul Krebs,
în care glucoza, acizii grași și aminoacizii sunt oxidați pentru a produce energie chimică utilizată sub formă de ATP. Aici sunt printre principalele studii referitoare la acidul succinic, care ne arată importanța lui în disfuncția mitocondrială, dacă o diminuează, ameliorează deficitul de energie și crește viabilitatea celulelor. Electric este produsul pe care este lansat astăzi. El reprezintă o sinergie de acid succinic și acid hialuronic, greutate moleculară mare, în concentrație fiziologică de 0,55 de miligram pe mililitru și care restabilește schimbul de energie, funcțiile metabolice la nivel celular și ajută pielea să-și recapete aspectul tânăr și sănătos. Are o eficacitate dovedită clinic, perioadă scurtă de recuperare, este perfect pentru a fi injectat la nivelul feței, gâtului, decolteului, la fel și scalp. Și s-a observat că după doar o singură ședință se obține o creștere a nivelului de hidratare a pielii cu până la 56%. În gama Hyalual, din gama Hyalual fac parte, așa cum spuneam, produsele Xelare Derm, concentrații diferite de 1,1% acid hialuronic, 1,8% și 2,2%. Sunt cele trei produse. Produsul cu 1,1% este indicat pentru îmbunătățirea microcirculației la pacienții, poate cu piele mai sensibilă, cu rozacee, în indicația are în zona perioculară, în zona cearcănelor, pentru tratarea cearcănelor. În cazul pacienților care au un drenaj limfatic deficitar, este foarte bun, deoarece îmbunătățește calitatea pielii fără a lăsa edeme la nivelul locului injectat. Indicat la fel pentru o piele grasă cu tendința acneică sau o piele poroasă. Ca și rezultate, desigur, conferă fermitate, netezește microtextura pielii, îmbunătățește aspectul petelor, la fel merge foarte bine pe normalizarea proceselor de microcirculație, diminuând ulterior și aspectul ridurilor. Xelare Derm 1,8% este gândit ca fiind a doua etapă în protocolul de redermalizare. Este indicat pentru o piele sensibilă, mai deshidratată, fotoîmbătrânită, discromie, conferă fermitate, netezește pielea, ameliorează problemele pigmentare și el, îmbunătățește calitatea pielii prin restabilirea hidratării dermice optime. Iar Xelare Derm de 2,2% este indicat în etapele 3 și 4 în protocolul de redermalizare. Se poate injecta și cu ajutorul canulei, poate avea indicație pentru conturul buzelor înainte de a se injecta fillerul. Conferă un efect de lifting, mult mai important decât celelalte produse, bineînțeles. Îmbunătățește calitatea pielii prin fermitate dermică, restabilește culoarea naturală a buzelor și reface echilibrul de hidratare dermică. Cu ajutorul lui, cel mai des efectuăm tehnica Diamond, despre care vom discuta un pic mai târziu și pe care o vom avea și o vom pune și în practică. Acesta oferă o hidratare mai intensă, un efect de lifting la nivelul feței, gâtului, decolteul și mâinilor este indicat. Acestea sunt indicațiile produselor, 1,1% întreaga față, gât, decolteu, zona periorală, periorbitală, 1,8% tot pentru față, gât, dar și la nivelul mâinilor cu o hidratare foarte frumoasă, 2,2% față, corp, mâini, dar și poate fi injectat și pe vergeturi. Tehnica de injectare este una simplă, se injectează intradermic, se creează papule de 1-3 mm la distanță de 5 mm.
Aceste papule rămân destul de persistente, mai ales în zona gâtului. Sunt câteva zile în care pacientul are papule. Sunt persoane care au mai injectat, probabil nu, printre dumneavoastră, cine a folosit produsele până acum. Okay. Da, trebuie să le spunem ca să nu fie surprinși ulterior. Persistă mai mult decât alte produse de biorevitalizare, ca să zic așa. Mai apoi avem rezultate. Rezultate după 3 tratamente excelare derm 1,1%. Observați o îmbunătățire a aspectului cearcănelor. Da? Sigur, o să avem electri, o să avem și rezultate. Domnul doctor o să ne prezinte mult mai multe despre zona perioculară. Acesta este un rezultat după 3 tratamente electri. Observăm îmbunătățirea calității pielii, ridurile s-au mai atenuat, zona perioculară arată mult mai bine, este mai luminoasă, mai fermă. Aici este un rezultat după o procedură de tip nanovindecare cu perfoschine, un complex de tip microneedling, care, mă rog, la noi nu este în momentan adus în țară, dar am păstrat aceste imagini pe ideea să rețineți dumneavoastră vis-a-vis de hidratarea, injectarea la nivelul mâinilor, pentru că conferă un aspect foarte plăcut. Sigur, aici e combinație de tratamente. Dar o să le încercați 1,8%, 2,2%, merg foarte bine pentru zona mâinilor. Papulele în zona respectivă se duc în câteva ore, se difuzează foarte, foarte repede. De asemenea, avem rezultate frumoase pe cicatrici. După 3 ședințe observăm de perfoschin și redermalizare, peeling-uri cu produse hialual. Acesta este un rezultat după doar 21 de zile. Xelare derm 1,8% injectat la nivelul gâtului după doar o ședință. Cred eu că arată foarte bine. Cu diminuarea ridurilor, îmbunătățirea calității pielii. Sunt mulți pacienți care vin pentru zona gâtului în ultima perioadă, mi se pare. Haideți să vedem ce mai avem. De asemenea, pentru vergeturi, protocolul cu perfoschin, xelare derm 1,8%, rezultat obținut după 4 ședințe. Urmează câteva studii de caz. Injectate a fost o ședință de xelare derm 2,2% și s-a evaluat pacientul la acest aparat multiskin și s-a observat o îmbunătățire a hidratării, elasticității pielii și într-un caz și în celălalt. Vă observați rezultatele. La fel, după 2 ședințe de xelare derm, 2,2%. De asemenea, se pot îmbunătăți petele pigmentare, așa cum vă spuneam, deoarece această redermalizare duce la o creștere a gradului de hidratare, elasticității pielii, de asemenea, la nivelul pleoapelor. Observat. Și un alt studiu arată o întărire a dermului după această redermalizare. Acestea sunt imaginile ecografice. Am sărit. Despre tehnica Diamond, poate unii dintre voi o cunosc deja. Se recomandă injectarea cu produsul Xelare Derm 2,2%. Volumul total al produsului este de 2 ml. Se recomandă, protocolul e de 2 ședințe la interval de 21 de zile. Iar injectarea este destul de simplă. Se trasează aceste puncte întâi de toate. Avem lumină? Are lumină, are pointer? Pare că nu.
Are lumină? Pe spate. Așa. Ok. Se trasează vârfurile pentagonului, care sunt reprezentate de intersecția între treimea superioară și treimea mijlocie a șanțului nazolabial, procesul alveolar al mandibulei, unghiul mandibular, tragus, porțiunea inferolaterală a mușchiului circular al ochiului. Se trasează laturile pentagonului, centru se pune și punct central, iar acești vectori converg către centru, unde se află de obicei cel mai mare deficit de volum al țesuturilor moi. Aici este o evaluare cu aparatul multiskin în ceea ce privește hidratarea și elasticitatea pielii la un pacient în vârstă de 50 de ani, după ce s-a efectuat tehnica Diamond. Ca efecte generale estetice, vorbim de o uniformizare a pielii, îmbunătățirea texturii pielii, culorii, a tonusului, crește nivelul de hidratare, conferă un efect de lifting, de conturare a feței, elimină expresia de chip obosit, întreimea mijlocie a feței reduce aspectul cearcănilor, de asemenea aspectul ridurilor fine este redus, reduce edemele, iar întreimea inferioară reduce șanțurile nazolabiale, ridică și colțurile gulii și, de asemenea, ridurile marione sunt îmbunătățite. Acesta este un rezultat după o lună de la injectarea cu tehnica Diamond. Și urmează un clip cu tehnica de injectare, care cred că o să-l derulăm puțin. Da. O să-l vedem. Ce greșesc aici? Așa. Okay. Poate doar să mai derulăm puțin? Da. La desen. Dar nu pot să rămân. Da? Dacă am reușit data trecută. Ai reușit. Cum? Nu, data trecută am reușit. Trebuie micșorat, cred că. Sau nu? Uite acolo, se vede jos. Okay. Sigur, e necesară cremă anestezică anterior. Dezinfectarea pielii și se trasează punctele, așa cum vă spuneam. Iar injectarea, întâi de toate se formează papule la nivelul vârfurilor pentagonului. 0,05 ml de produs. După care îndoaie acul și merge cumva paralel cu pielea, merge foarte, foarte superficial. A șters desenul, noi putem să-l mai păstrăm în timp ce injectăm, să nu injectăm chiar în creion, un pic pe lângă. Cam asta e tehnica. Fiecare latură se injectează, da? Iar așa arată pacienta după procedură. Adică e un pic înțepată, ca să zic, rămân în echimoze, trebuie să știe lucrul acesta, dar papulele și, adică nu rămâne produs care să, doar papule pe aici pe acolo, să zicem. Ok. Cam atât am avut de spus, dacă aveți întrebări. Efectie imediat sau pe parcursul celor 21 de zile? Pe parcurs. După cam o săptămână începe să se vadă. Întâi sunt echimoze care deranjează, dar după aceea se vede rezultatul, da. Și cât ține? Dacă se face protocolul conform recomandărilor, ține câteva luni bune. Da. Așa un... Dar ține. O mai amânăm măcar.
Da. Cu siguranță, da, cu siguranță. Se da, da. Cam vede că modelul avea de calitate. Posibil, da, știu. Oricum, pentru tehnica Diamond, ne gândim mai mult pe calitatea pielii, pe liftare, zona perioculară, vedem ce rezultate. Am dehidratare, îmbunătățirea aspectelor cearcului, ridurile fine le mai atenuează. Dar vedem și ce va spune domnul doctor, ce aflăm astăzi de la dânsul. Bine, eu vă mulțumesc! Today we have a very full full immersion afternoon about periocular area, DEC and décolletage. I would like to show you my experience with the periorbital procedure for periorbital procedure and for the periorbital aesthetic area. I work a lot with aging and my main activities, my daily activities is on the face. We know all the aging processes, we know the effect of the aging processes of the face. I don't want to bore you too much about that, but the important thing is that we have, when we treat the face of our patient, we have to come back from the aging status, so from this status to this one. And to perform this kind of coming back, we have to consider that the aging works on all of the layers of our face, from bone to skin. But the objective of today is the working of the external layer, and so the skin. This is, you know this pic, have you ever seen? This is a truck driver, and this image demonstrates the effect of the external pollution agent, in this case sun and ultraviolet ray, that can induce an improvement and an accelerate aging stimulus than the side opposite of the window where the stimulus of sun is not so strong. So we have every time to consider the aging factor, the natural aging factor, so DNA, but also the external factor. Why? Because for our patient, we have always to tailoring the procedure. Like for the plants, you know, we can have some plants that don't need so much water, for example, but for example, we could have some plants that need a lot of water and only water. So the first step to assess and to decide our protocol is to observe the patient and to observe the really skin needing of our patient. So we have to do this one. We have to stop the time and when we can, we have to come back. This is what the patient need, and this is what the patient asked to us. My main activities is this one, is to come back from the time and to decide how, which strategy use to restore the normal and the young shape of the face. But this is not enough, because nowadays the patients are spend more attention about skin quality, and so this is the reason, because Acceleroderma and all of Yalual portfolio is very useful to me, because my main activities, my daily main activities is are work like that, in which I can work with the filler for zygomatic area, botulinum toxin, lips, tear trough, what you want. But all of this procedure without an improvement of skin quality are partial.
Okay, so I'm a surgeon as background, so axillary derm, hyaluronic acid and succinic acid is very useful to me to complete my work, okay, and to perform a global approach, a really global approach to my patient. As you can see in this image, I had worked only with one vials of hyaluronic acid in zygomatic area, botulinum toxin, but okay, we had changed the shape of the face of this patient, but the improvement of skin quality is very, very important, okay? So we don't have to miss it. Also in this case, one vial of hyaluronic acid in zygomatic area, filler for highlight, and then the whole periorbital biorevitalization to improve skin quality, but not only periorbital, also for the full face approach. Also, when you perform nose filler, could you have used the biorevitalization to improve the global aspect of the face? So don't forget that we have to treat our patient viewing the global aspect of the face, because okay, we can reach this kind of result, but this is a young patient, maybe she don't need so much biorevitalization protocol, but we can use to prevent skin aging in their patient, they are, for example, sun exposed. Also, in this case, I had merged hyaluronic acid filler and bio and free hyaluronic acid to restore this internal and subcutaneous scar and to restore the normal shape of the nose. Please do not take pics about the case and do not share on social, please. Also, when we treat scar, in this case, it's very important to follow our skill. Surely, there is some dermatologist in you. Maybe you use a lot of laser. Okay, I do not use laser, I prefer needle, cannula and knife, but the important aspect in this case, I had merged biorevitalization, redermalization for the external skin layer and filler for the internal scar. So I use filler, you can use laser, it's the same, okay? The important thing is to see this this kind of problem with a 3D vision. So we know that we have to work in the subcutaneous layer, but also on the skin, and we need to treat both layer. Also in this case, this is a lipoatrophy, a facial lipoatrophy. These are typical of HIV patient, you know, infection. And also in this case, the restoring was performed with cross-linked filler, but the skin quality has improved thanks to redermalization and biorevitalization. Or also in a case like that, a facelift performed only with hyaluronic acid, but also in this case, as you can see, redermalization and biorevitalization can guarantee us the improvement on skin quality, but also the photoaging, okay? And so this is a complete result, and without the care of, without skin care, we can reach this kind of result, so satisfied for the patient. Another case, this is a case approached by merging surgery, hyaluronic acid, so injection, but also biorevitalization. So I had started with a surgery procedure for the periorbital area, highlight blepharoplasty, upper and lower, okay? Then filler on zygomatic area. I didn't treat the nasolabial fold, I only treat zygomatic area and medial cheek. But the improvement is also on nasolabial fold, but please note the improvement of skin quality, last step, okay? But it's not necessary you remain it for last step, you can also prime the skin with biorevitalization when you need to perform also surgery. This is the result after some months. I had also injected in the sulcus to improve the result on the lower highlight, but please note skin quality and redness improved by biorevitalization, by redermalization with the instrument that my colleague Michaela had explained to you previously. So this is our work, to stop the time, to come back
to the time, to come back to a younger aspect. I don't care about how many months we need to do that. It's not so important for me. The important for me is to avoid complication. And you know, the first way to have a side effect or complication is inject a lot in the same session and oversize the patient. So I usually work in the medium long term, and the results are ever so great for the patient. But you know, aesthetic medicine and aesthetic surgery is a very powerful instrument, and sometimes we lose control of our patient. And when we perform an improvement of aesthetic, someone go crazy and change also the hairdresser. But as you can see, this case, after 2 years that we start for the procedure, the age demonstrated for this for the after peaks are 10 years less than before. So this demonstrates the efficacy, the safety, the good result we can reach when we think globally and when we think on the global face, but all in all of the layers of our face, from bone to skin. As you know, nowadays some beauty trends are changed. In this period are very important periocular and periorbital area, neck and décolleté. Are a very challenging area. Periorbital area is a very challenging area because of is a very sensitive area, but the most important factor is the patient assessment, because we can have various kind of aesthetic defect depending from the age, depending from the muscle activity, depending from the aging skin, okay? So we have to tailoring our protocol depending from the starting situation. So which is the best solution, which is the safety solution? Doesn't exist at all for periorbital area. The most important thing is to understand that periorbital area is a challenging area, is very sensitive, and the only suggestion I can give to you is to treat choosing and following your skill. If you are a dermatologist, maybe you can use a prescription, you can use laser, you can use biorevitalization. From my point of view, I use surgery, I use filler, but I use also biorevitalization. So the common thing is every the skin quality, the performing of a rare dermalization. And in order to avoid swelling, Tyndall effect, and ecchymosis is not so important, but these two side effects is very common for this area. It's very important to remain in your comfort zone. You can change your technique, you can change something more difficult, but when you feel safe and where when you have acquired the right skill to manage needle and cannula. And another important things is the last one, combine the procedure, because every time the periorbital area require different kind of approach, because the defect are different, muscle, skin, sulcus. Every time is you have to approach singularly this defect with the right approach. This is a case of periorbital swelling, okay? In this patient, they didn't receive any kind of injection in periorbital area. So this is an indirect effect of the oversized of a filler in the zygomatic area. When this patient came to me after several years of treatment with the other doctors, she was very afraid about this condition, and I didn't realize that the swelling was for all of the face. We was very focused on the highlight, but when I start to treat with the hyaluronidases, the zygomatic area, we start to see the improvement of condition. This is 40 days after the first hyaluronidase session, another session, and after 20 days after the second hyaluronidase session, as you can see, the swelling is completely go out. Why I'm showing this case? Because in my opinion, it's very important you have to understand that periorbital area is a very critical area, okay? So you can have some trouble, some problem injecting
inside the periorbital area, but also injecting outside the periorbital area, because this aesthetic unit, periorbital area, depending from the aesthetic unit that are surrounded, such as temple, zygomatic area, medial cheek, and glabella and front. So this is the evolution of the case after hyaluronidasis. After hyaluronidasis, 40 days of waiting, filler, and restore the normal size and the normal volume. This is the works that I would like to see in every patient, okay? This is not a good result, okay? So, I told you that the assessment is very important, so we can divide our patient in young patient. Usually the aesthetic defects are tear trough, sulcus, and wrinkle, but we can have also some pseudo-adipose bag and less wrinkle, but when we have a middle-aged patient, we need to our main procedure also biorevitalization to treat memory wrinkle and to treat skin laxity. And over 50 years patient, the role of biorevitalization, like in this case, is very, very important. As you can see, this is a very thin skin patient. If you perform a filler or something else in this area with this thin skin, the risk to have a side effect is very high. So the first step is to improve the thickness of skin, to improve the skin quality and the hydration. If you see this image, is the same patient of Hurley. It seems that the face shape is totally changed, okay? Maybe someone can think that I resize the image, but I want to show you that the image is in the before and after is really the same, and this face shape changing, this face shape improvement is only determined by an improvement of zygomatic area. 2 millimeters is enough to change the Haurea ratio, you know, between the height and the wideness. So so when we improve zygomatic area, we also obtain an indirect effect on lower highlight. As you can see, I had performed nothing in the periorbital area in this patient, only zygomatic area and botulinum toxin, but with the improvement of zygomatic area, we had obtained also an improvement of lower eyelid. So this is the first step to propose to our patient when we find this kind of situation. This is a different case, very similar for the initial approach, okay? As for the last case, an improvement of 3, maybe 4 millimeters for zygomatic area, but in this patient I also performed filler injection in the sulcus and redermalization on the lower highlight, and as you can see the result is much better than the previous case. So some words about the zygomatic area, because as you can see in this animation, hollowing and tear trough are caused by the movement and by the changing of superficial fat pad. In reality, there is also a changing on the deep fat pad, but is not focused of today, so we will not speak about that. And I would like to show you my technique for the correction of zygomatic area performed with cannula. As you can see, I draw the aesthetic area of zygoma, and then I proceed with injection of 0.5, 0.6, maximum 1 ml for each session, to restore the normal volume and to change the aural ratio of the face. So as you can see, this is the procedure that has for target superficial deep superficial fat pad, but also deepest fat pad. And when he had performed the procedure on the zygomatic area, we had also to consider the medial cheek, because the medial cheek is very important in the aesthetics of the lower highlight, okay?
And usually I perform this kind of approach, finalized only for the medial cheek. The technique is very the same to the previous, using the same cannula, 25 or 27, depending of the thickness of the subcutaneous layer. Performing not a bolus, I really don't love bolus with hyaluronic acid filler. It's okay with free hyaluronic acid to perform biorevitalization, but I really hate to use bolus with cross-linked filler, because in the medium long term you feel it every time. Okay, with this kind of technique we perform a plan, we not perform a circle or a sphere, and it's much better to guarantee a natural result and not the feeling of the product. This is a tear trough procedure, bad executed with a Tyndall effect. Okay, this patient come to me for this kind of problem. It's very important when we treat sulcus and tear trough. So today is also an occasion to see something else over the biorevitalization. In this kind of procedure is very, very important to maintain the right plan and the right layer is very deep on the bone. You can't feel the cannula, you only feel the hyaluronic acid, and all of the side effects caused by this kind of procedure are ever a doctor mistake. When you have Tyndall effect in this region or edema, is because of the injection was too much superficial. And I will demonstrate it right now in this video. Wait. Okay, this is a simulation on a cadaver. We are injecting very, very deep, and as you can see from the next video, we will find the hyaluronic acid very deep on the bone, under the muscle. This is the right plane. If you inject in this plane, you will never have any kind of problem, such as swelling or edema, if you use the right product and the right volume of injection. It's very different when we inject superficially, as you can see. You can see the cannula under the skin, so we have in the subcutaneous layer over the oculi muscle, and as you can see, we will find the hyaluronic acid very, very superficial. And what it means this? Now I show you when we close the skin. This means that you will see the implant too much superficial. This is the origin of Tyndall effect, okay? So it's very important if you want to inject a superficial in the highlight, in the lower highlight, to use only biorevitalizator. Okay, only free hyaluronic acid, and is not enough to guarantee the safe, because nowadays we have a lot of patients that had performed previous procedure, maybe with hyaluronic acid, and sometimes could happen that you inject correctly a biorevitalization, a free hyaluronic acid, very superficially, but you will assist to a swelling or to an edema. The reason is not your mistake, but the previously treatment, and we never don't know how is the situation under the skin. So, just to advise you, this is the patient with a Tyndall effect. This is in detail, the result after hyaluronidasis, and the result using the right plane and performing a superficial biorevitalization. So if you respect the right layers, the result will be every time great and very safe, okay? Okay, what's happened in this case? When we have a lot of wrinkles, these are all dynamic wrinkles, in your opinion, is enough to perform biorevitalization in a patient like that? Is enough? No. We have to treat the muscle, okay? So first step is botulinum toxin. We had performed this publication on facial plastic surgery in 22. The demonstrator has a review, the high safety profile of botulinum toxin, okay? We can absolutely combine botulinum toxin with biorevitalization. Which protocol we can use? You can choose, you can prepare your skin to botulinum toxin with redermalization and then proceed to the session with the toxin,
or you can start with a toxin and then improve the skin quality with biorevitalization. It's the same, okay? It's depending by your proposal, economic status of patient, and how many procedure can do it. The only suggestion I would like to do to give you is to wait between botulinum toxin and hyaluronic acid. You know that sometimes botulinum toxin can decrease the activity of lymphatic vessel. So when you have to combine this kind of procedure, please wait 2, 3, 4 weeks. Okay, from botulinum toxin and hyaluronic acid. It's very important also to see the really the real muscle activity, because as you can see in this case the same patient use all of orbicularis muscle, but when we ask not to contract too much, the main activity muscle is in the upper eye line and in the zygomatic eye line. So we have every time to understand where is the defect. We had performed another publication that you can find on PubMed for the treatment of the CrossFit line patterns and how to treat depending for the real situation for the patient. So don't standardize the protocol, but is really necessary to customize and to tailoring every time the procedure for our patient. In this case, we can perform botulinum toxin, but is enough? Is not enough. We have to improve skin quality. We have to improve hydration. This is another example in which you can combine botulinum toxin and biorevitalization, because the target for this patient is to improve hydration, okay? If we don't improve hydration, our result will be very partial and non-satisfying for the patient. So please think every time about the real needing of the skin and the real needing of our patient. This is the approach for ELEC3, but we will see in the practice, so I prefer to skip. We will see it directly near the bed. The important aspect is to inject correctly. The correct layer for injection for biorevitalization is the most superficial you can perform, okay? Because this is the only guarantee that the product spread in the dermis layer and perform the works he has studied to improve metabolic activity of dermis, to improve hydration. As you can see, the injection is very superficial. There is no bleeding. There is immediately visible the papules, and this is the right way to perform a biorevitalization. If you perform a biorevitalization with this kind of product and you didn't observe any kind of result, you have two trouble. The first one is the indication, possibly, and the second one is an incorrect injection layer. Okay, there's only two possibilities. This is the papula, as you can see in the first hour. For ELEC3, you need maybe 10, maximum 12 hours, maximum 20 hours to reabsorb. But when you use Xeloderma 1.8 and 2.2, that I use also in this area when I have a very thick skin, the ponfus will remain for 4 or 5 days. Okay, is a lot. You have to tell to your patient previously, because she has to accept it, but the result will be great after the first one session, and I will show you. I don't want to bore you too much with the ELEC3 characteristic. My colleague Michaela was very, very clear in the explanation of the characteristic of the product. I only want to show you this study that demonstrates the improvement of hydration and also the activity of the dermis, and also the improvement of wrinkle depth performed with ELEC3. ELEC3 is surely the best product you have to choose if you are rookie. Okay, if you are rookie, choose ELEC3, inject ELEC3, you can inject a lot of ELEC3, and will be very, very safe, is not painful for the patient, is very easy to inject. You can also use 32 or 30T gauge needle. So I think is the best product to choose for periocular area if you are rookie, but also if you are an expert doctor, but maybe the patient is very thin or
or very sensitive. The cases to the improvement of skin quality and also the lightening of the periorbital area and the improvement also for micropores and in general for skin quality, wrinkle and skin quality, and also an improvement for the periorbital redness or rosacea. As you can see in this image, the improvement of redness is very impressive after few sessions of injection of electric injection in all of these cases. This is very incredible. Okay, I don't have so much product to solve rosacea. If you think about that, there is not so much on the market, and a very simple product like Electri is obviously the best choice you can do to treat this kind of problem. Okay, can we merge, can we combine the use of Electri with other technology? Of course, you need to do it in the periorbital area. I show you 1+1 is 3, is not 2 in this case, because of the effect in the periorbital area is more than the simple adding of the effect of biostimulation or laser or HIFU. Pay only attention to combine in the same session radio frequency with hyaluronic acid, because you know radio frequency dissolves hyaluronic acid, so is it possible not to have the right stimulus on the dermis? This is one of the reasons because I always prefer to separate session, okay, every time. This could be a proposal of protocol. So the priming of the skin with redermalization, one session each 10 days for Electri, you can perform 1, 2, 3, 4. You have to decide. It's depending from the initial status of the skin of your patient. For older patient, maybe 3 or 4 sessions. For younger patient, maybe 1 or 2. Then you have your main procedure. Could be laser, could be HIFU, could be surgery, everything. Then you can follow the patient with other session of Electri, even every 10 days, 50 days, 20. It's depending by the result obtained in the first step. Okay, the results are always good. You know, the effect is impressive when you combine hyaluronic acid and other methods, and this is the reason because I always suggest to treat the periorbital area combining your main and your and the procedure where you are more skilled. Okay, this is the part for periorbital area. Do you have some questions about that? Really boring? Not so much? Okay, so if you don't have any kind of question, what we have, the practice right now? Okay, perfect. So we can move in the other room? Okay. Then Excella. Perfect, okay. Okay. Oh, thank you. So you start with Electri, is okay for you? Or, no, she has diamond technique. Okay, oh, I start with Electri, okay. Nice to meet you.
Oh, but no problem. Okay. I'm Marco. Nice to meet you. I'm Lorena. Nice to meet you. Okay. It will be a very simple session. Okay. We only had to perform a very little injection with a very small needle. You don't feel anything. Okay. Foarte chiar. Okay, we are preparing our patient. We had prepared her with anesthetic cream. It's not so essential, it's not so important when we use electric because it's not a painful procedure. We will use a 32 or 33 gauge needle. 33. The pain is not a concrete problem, but to feel much more relaxed, our patient, we had used a lot of placebo anesthesia cream. It's a really anesthesia cream, but in reality, she don't need it, okay? So, as you can see, we are using a vial of Electri, and we had mounted a 33 for 4 millimeters needle. I don't know if you can zoom very, very close. The needle is not so important, but I would like to show to our doctors the correct injection technique, okay? I don't draw the area in this case, but it's very clear where we have to inject. And as you can see, it's very important to perform skin tension with your non-dominant hand in order to improve the injection, the superficial injection. Okay, as you can see, the pomphus is immediately visible when I have injected. I am inside only with the needle tip. As you can see, very, very superficial. We can observe a skin whitening. It's normal, is what we need to observe to have the right guarantee to be in the correct superficial layer. And as you can see, I'm performing pomphus every 5 millimeters. Okay, very spreaded and homogeneously spreaded in all of the area. It's painful. Do you feel pain? No? Okay. You don't have too much volume for this region. Usually 0.5, 1 ml for each side is okay. And as you can see, maybe in this point I go deepest. And as you can see, the pomphus is not so clearly visible like the other. And the bleeding is quite... is a lot respect on the other side. This is the difference between a too deep injection and a correct superficially injection, okay? We can perform the covering all of the area, like that. Okay, as you can see, the bleeding is almost zero. Very, very modest. And now we can approach also highlight. But in the highlight area, please reduce the injection volume in order to avoid some transitory swelling. Remember that this hyaluronic acid is a high
molecular weight, so you have to reduce the volume in order to avoid edema or swelling. If you decide to use Xela in this area, you need to reduce the volume at 0.1, 00, maximum 0.2 for each papula. Otherwise, you will there is the possibility to have a swelling, often in the patient previously treated with other procedure. Okay, as you can see, I'm treating also the prezygomatic area. Is okay, and we can also inject right there and on the higher highlight, okay? Very, very small papulas, very, very small volume of product, okay? Please look up, like, okay, like that. There is some question about that. No questions? So, or is all too much clear, or they are very bored and they are sleeping. Okay, perfect. Okay, you want to prepare the next patient when I perform the other side? Okay. Okay, so in order to reduce the time, okay, I will treat the other side. Okay, can we show the side treated, the redness is absent. There is only some micro-pomphus. In reality, in the screen, the pomphus seems bigger than in the reality. But we can show also the patient downstairs if you want to see directly. Okay, and I think that I can perform the other side while Michaela starts her patient. So we reserve much time, okay? We change the place. Yeah, change the bed, please. Okay. So we will come back when we finish the procedure to show, okay? Just we need the microphone. Ah, sorry. Of course. Okay. Okay. Oh. We lost the So și uscat, uscat, uscat. Produsul se regăsește în două variante, ori o seringă cu 1 ml de produs, ori o seringă cu 2 ml. Avem nevoie de 1 ml pe o parte și 1 ml pe partea cealaltă. Și acele sunt de 30 în cutie. Folosim acest tac. O să desenăm întâi de toate punctele pentagonului. Așa cum spuneam, punctul de intersecție între treimea superioară și mijlocie a șanțului nazogenian, procesul alveolar al mandibulei, unghiul mandibulei, tragus, porțiunea inferolaterală a mușchiului orbicular al ochiului. Trasăm laturile pentagonului. Să-mi șterg
asemenea un punctul de intersecție a vectorilor. Se vede. Asta mă dai eu med. Să ne păstrăm desenul, capul un picuț într-o parte. Creăm papule la nivelul fiecărui punct de intersecție. Destul de greu merge. E un produs destul de dens. Așa. Doare. Aici un punct mai dureros. Să-mi dai căpăcelul și vom îndoi apă. Mai dăm eu puțin. Și vom crea sunt dureroase un picuț. Așa. Vedeți? Dacă sunt întrebări din sală, cât lasă per punct? La nivelul papulei 0,05, cam așa, sau iar în rest 0,01, în principiu, pe fiecare trecere. Trebuie să fim cât mai superficial și să lăsăm depozit așa linear. Ați mai avut procedura aceasta, dumneavoastră? Da, și cam așa se injectează și pe celelalte laturi. Deci tehnica nu este deloc complicată.
Asta e dacă... Oh. Cam asta e. Ședința e protocolul? Protocolul e la 3 săptămâni, 2 ședințe. Nu? Nu știu, ce altceva să mai gândim. Zona aceasta e un pic mai neplăcută. Doamna are și o cuperoză ușoară, o să aibă o îmbunătățire a aspectelor a vaselor. Da? Se va reduce și roșeața, ne va apuca să ne trimită poze după una, două săptămâni. Nu mai e foarte mult. Poate să facă PRP peste 2 săptămâni, nu? Când cu siguranță. Pe 20 aprilie. Când aveți? 20 aprilie. Mai e. O lună. Și. Putem să și schimbăm acul. S-a cam tot și... Da, mai avem o singură latură, pe partea cealaltă o să schimb acul. Am pus altul pe gata, suntem. Recomandăm pacientei o cremă cu arnică sau un chilafer pentru perioada ce urmează. Iar după o săptămână o să aibă deja o luminozitate, o fermitate a pielii, o îmbunătățire a calității pielii, roșeața la fel va fi cu siguranță mult diminuată în zona de obraj. Da. Păi continui cu partea cealaltă. Da, și putem face pauza de pauză. Interior, gât și decolteu. Ia să schimbăm și... în această perioadă? Astăzi, mâine, să nu vă expuneți la căldură, aburi, saună solar. Să înveneți, domnule, dar are și o temă așa mai... Chelafer. Cuperozic, chelaferul, o să-l recomandăm, mă deosebit.
Ai șters tu? Da. O să diminuie asta în două zile, că trebuie să mă duc la servicii. Da, se va mai duce, dar rugnătăile persistă și ele. Ne mai aud? Sau? Mai suntem direct? Nu ca o întrebări. Dar cred că e destul de limpede procedura în sine. Vezi mai bine? Da. Partea stângă doare în general un pic mai tare. Dar când venim cu... Să vă povestesc. Păi... Cum? Ce zici? Ce e de făcut după tratament? Utilizarea cremei cu o cremă cu arnică sau chelaferul, mai recomandăm să nu intre în contact cu surse de căldură, baie, fierbinte, aburi, știu, saună solar, da? Efort fizic intens, ca după orice procedură de mezoterapie, biorevitalizare. Zona aceasta, că e un pic mai dureroasă. Respirați, trageți aer în fiecare adânc. Scuzați. Doare? Ați mișcat un picuț. Avem alte modele pentru gât și decolteu? Nu, nu. Multe înțepături și normal să doară.
Respirați normal, trageți aer în piept, adânc. Puțin un moment. Chelafer sau spray-ul cu acid hialuronic? Spray, hai că la eram de mână. Cum a fost? Dureros. Puțin. Puțin ne-a plăcut. În anumite locuri unde e mai sensibil în zonă. Nu trebuie să masați, o să difuzeze ele. Dai, pune tu, că okay. Sunt în mutărăș. Dacă închideți ochii. I never treat them when they are in menstrual period, for example, or if they have taken fans, you know, aspirin, imagery, a lot of anti-aggregant, flattering effect, and
my model, please, can you come here? So I would like to show you the patient just treated on the periorbital area. As you can see, the redness in the first side, on the left side, is disappeared. And there is a small redness on the right side, the last one, okay? But as you can see, the pomphus is very clear, there is no bleeding, and we can expect a disappearing of these papulas about 10, 12, maximum 20 hours, okay? If you use Sela, the timing is much more, okay? Until 4 or 5 days, depending from 1.8 or 2.2, okay? But she don't feel any kind of pain, any kind of bruising, correct? We don't have bruising, okay? And we have only to wait. It's good to remember to patient to not put makeup over this pomphus for one day, okay? Do you have any kind of questions, no? I didn't sew it, but usually I inject from 0.5 to 1 ml. It's depending if I want to treat only the lateral periorbital area, if you want to inject also zygomatic area or lower eyelid and upper eyelid. Yeah, one syringe, yeah. But you know, it depends, the syringe could be from 1 ml or 2 of you. You have both 1 and 2 ml here, okay? I usually use 2 ml syringe. I usually buy, yes, in this case, this is a training, okay? But in a normal situation, I would open the 2 ml and use the rest of the vials for the case, absolutely. Okay. I suggest to buy only 2 ml vials because, okay, for periocular area, 1 ml is enough for both sides. But if you want to treat the decolletage on face,